Specialiștii în nutriție ne sfătuiesc ca în zilele cu ger cumplit să mâncăm mai mulți carbohidrați cu absorbție lentă. Nu ar trebui să ne lipsească la fiecare masă rădăcinoasele, ardeiul, chinoa, lintea, năutul, orezul integral. De asemenea, putem consuma cantități mai mari de salate, roșii și varză, dar și carne mai grasă, dar de bună calitate, precum cea de somon, macrou, rață, gâscă, miel sau iepure. Trebuie să ne ferim de carnea grasă de porc și de prăjeli. Pentru întreținerea sistemului imunitar indicat să consumăm citrice, iar suplimentele cu vitamina D, echinacea și zinc se vor dovedi un aliat de încredere. Specialiștii ne sfătuiesc să nu uităm în această perioadă să ne hidratăm Chiar dacă nu simțim nevoia să bem lichide. Când termometrul coboară mult sub 0 grade, este recomandat să consumăm ceaiuri calde, supe, să bem apă și limonadă pentru menținerea unui nivel optim de hidratare și îmbrăcămintea este foarte importantă pe timp de ger. Medicine sfătuiesc să nu ieșim din casă fără mănuși, căciulă, fular și șosete groase din bumbac sau lână. Încălțămintea trebuie să aibă talpa groasă și să fie bine căptușită. Persoanele cu afecțiuni cardiorespiratorii trebuie să aibă mare grijă pe o astfel de vreme. Expunerea îndelungată la frig poate agrava aceste boli. Trecerea bruscă de la ger la căldură poate favoriza apariția șocului cardiac sau accidentului vascular cerebral. Printre bolile provocate sau agravate de frig se mai numără și bolile pulmonare și reumatismul.